Bună seara și bine v-am găsit la monitor, sunt Bogdan Costea, iar pentru început vă invit să urmăriți pe scurt principalele subiecte ale ediției. O delegație din Arad a prezentat astăzi la Ministerul Culturii proiectul pentru Arad, Capitala Europeană a Culturii 2021. Jandarmii montani au intervenit în salvarea unei persoane căzută pe pârtie, aceasta fiind transferată la Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș din Baia Mare. Castelul Corvinilor din municipiul Hunedoara este unul dintre cele mai spectaculoase castele din România și nu numai, care atrage în fiecare an turiști din toate colțurile lumii. Aradul a susținut astăzi la Ministerul Culturii proiectul de Capitală Europeană a Culturii. O delegație formată din 10 persoane a încercat să convingă juriul că programele proiectate au o dimensiune europeană relevantă și că Aradul poate deveni un oraș cultural european. Din delegație au făcut parte și primarul Aradului, Gheorghe Falcă, și președintele interimar al Consiliului Județean Arad, Adrian Solea. Cele mai importante argumente ale echipei din Arad sunt cetatea, care va deveni un spațiu pentru parteneriate artistice, co-creație, un laborator de inovație de 100 de hectare, unic în Europa, activarea cetățenilor, toți pilonii dosarului de candidatură au în vedere acest important aspect al activității, parteneriatele internaționale prin constituirea unei rețele Activarium, care va include și orașele înfrățite și partenere cu Aradul, într-un proiect european de promovare reciprocă a evenimentelor culturale și de realizarea unor proiecte culturale majore comune. Creșterea bugetului alocat culturii, chiar și în condițiile de criză economică, de la 3% în 2011 la 10% în 2015, cu un angajament de creștere la 17% în 2021. Dimensiunea europeană solidă a proiectului prezentat, schimbarea percepției europenilor din Occident față de Europa de Est, România și români, în cadrul unui ambițios proiect internațional, nu sunt hoți, nu suntem cerșetori. 14 orașe din România se întrec în această competiție importantă care pune pe un nou palier strategiile de dezvoltare locale. Aradul de altfel și-a conjugat proiectul Capitale Europene a Culturii cu strategiile culturale pe termen lung ale municipiului și județului, dar și cu strategia de dezvoltare a municipiului. Suma prevăzută pentru cheltuielile operaționale în cadrul proiectului este de 28 de milioane de euro, iar orașul intenționează să facă achiziții substanțiale de imobile de patrimoniu. Vor fi astfel repuse în circuitul public clădiri cu un potențial deosebit, cazinoul, teatrul vechi, fabrica Marta, Teba și altele, constituite într-o infrastructură culturală solidă pentru activitățile artistice, rezidențiate, ateliere, laboratoare. Aradul își dorește să dezvolte o rețea culturală internațională, un hub cultural european cu centrul în orașul de pe Mureș. Numai puțin importantă este și componenta de voluntariat. În 2021, orașul și-a propus să fie și o capitală informală a voluntariatului în Europa, mizând pe capacitatea de atragere a tinerilor. Peste 500 de ONG-uri funcționează în Arad, iar numărul voluntarilor care ajung aici depășește anual 2500. Ei sunt integrați în cele mai diverse proiecte, de la educație la protejarea mediului, de la sănătate la sport, de la cultură la activism civic și au creat un plus valoare comunității locale deschise prin intermediul lor spre cunoașterea și înțelegerea diferitelor culturi europene. Rezultatul competiției va fi făcut public în cadrul unei conferințe de presă organizată vineri la Ministerul Culturii. Jurizarea este realizată de către o echipă formată din 12 experți ai Comisiei Europene, dintre care 2 experți naționali. Capitala Europeană a Culturii este un proiect al Uniunii Europene. Pentru Arad este una dintre cele mai importante demersuri din ultimele decenii. Proiectele din dosarul de candidatură sunt propuneri ale asociațiilor locale, persoanelor fizice, elevilor și studenților, sintetizate în urma consultărilor publice. Și ilustrarea dosarului de candidatură a fost o muncă de echipă, realizată prin colaborarea asociațiilor foto din oraș, a unora dintre cei mai activi și mai implicați artiști vizuali. Asociația Arad, Capitala Europeană a Culturii 2021, a fost inițiată în octombrie 2014 de un număr de 14 membri fondatori, printre care cele mai importante instituții de cultură din județ. Pentru a afla care a fost atmosfera la prezentarea candidaturii de la Ministerul Culturii, îi avem în legătură directă cu noi pe directorul executiv al Asociației Arad Capitala Europeană a Culturii 2021, Andrei Ando. Bună seara, Andrei! Cum a ieșit prezentarea de la Ministerul Culturii?
Bună seara, Bogdan. Bună seara telespectatorilor VSV Regional. Părerea mea subiectivă, bineînțeles, este că a ieșit foarte bine prezentarea noastră. Eu cred că am reușit ceea ce ne-am propus, să impresionăm juriul, atât la sesiunea de prezentare artistică, timp de 45 de minute, cât și la sesiunea de întrebări, care a durat încă 45 de minute. Au fost 90 de minute extrem de intense, dar vreau să subliniez că este una dintre zilele cele mai importante, este poate una dintre zilele cele mai importante din istoria Aradului, o zi extrem de frumoasă pentru comunitatea arădeană, o zi în care, iată, avem șansa să scrie în istorie. Nu cred că trebuie să ne temem de cuvintele mari. Proiectul acesta este un proiect în valoare de câteva sute de milioane de euro și poate repune Aradul pe o nouă axă de dezvoltare, de această dată o dezvoltare prin cultură. Andrei, îți mulțumim. În continuare vorbim cu domnul primar al municipiului Arad, Gheorghe Falcă. Bună seara, domnule primar. Care credeți că sunt șansele Aradului după prezentarea de astăzi? Bogdan, îmi cer scuze tot, Andrei, sunt, domnul primar Falcă nu este acum alături de noi, dar comut legătura președintelui Consiliului Județean, Adrian Sorea, și am să te rog să-i repeți întrebarea. Da, am să repet întrebarea și am să-mi salut pe domnul președinte interimar al Consiliului Județean, Adrian Țolea, și am să-i adresez următoarea întrebare. Care crede că sunt concluziile dânsului după această prezentare de astăzi de la Ministerul Culturii? Bun, așa cum a spus și Andrei mai devreme, suntem optimiști, sperăm ca în urma prestației pe care am avut astăzi întreaga echipă, îi felicit pe toți componenții echipei, deci sper să trecem mai departe. Eu însă aș vrea să vă spun că în numele Consiliului Județean am fost alături și împreună cu Primăria Municipiului Arad pentru că susținem această candidatură. Îmi doresc ca Aradul să devină capitală europeană a culturii în 2021, pentru ca și cetățenii care trăiesc în comunele și orașele județului să fie mai implicați, să fie mai creativi, să fie inspirați de această candidatură. Și pe de altă parte îmi doresc să câștigăm în această competiție pentru ca județul nostru, Aradul, să devină din punct de vedere turistic dintr-un județ de tranzit, cum este acum, într-o destinație turistică. Iar turiștii europeni care vor veni la Arad să trăiască experiențe naturale printr-o îmbinare perfectă care se poate realiza, așa cum am spus-o și cu alte ocazii, între sport, natură și cultură. Deci sunt optimist după ziua de astăzi și sperăm ca rezultatul care va fi anunțat vineri să fie unul pozitiv. Domnule Țolea, vă mulțumim. Andrei, dacă se poate să mai revii într-o scurtă declarație, spune-ne, această muncă este una care încurunează o etapă. La momentul acesta, care crezi că este șansa Aradului în acest moment, după cum o estimezi tu? Alo? Alo? Bună seara! Bună seara, domnule primar! V-am întrebat puțin mai devreme, care credeți că sunt concluziile acestei zile după ce ați prezentat candidatura Aradului pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii la Ministerul Culturii astăzi, în început de decembrie? Noi suntem foarte optimiști. Am văzut fețele juriului, am văzut finalul, am primit aplauze, apoi conversațiile după ceea ce am prezentat noi. Candidatura Aradului face ca astăzi să fim toată echipa optimistă. Și cred că Aradul ne-a dat acest optimism, viața Aradului, cultura Aradului, modul în care noi, Aradul, am prezentat această ofertă, face ca să fim astăzi optimiști pentru intrarea în finală, cum se spune. Primar, vă mulțumim și mulțumim întregii echipe pentru reprezentarea acolo. Noi continuăm știrile. Mergem mai departe la Maramureș, de unde aflăm că odată cu deschiderea sezonului de schi pe pârtile din județul Maramureș, iată că, din nefericire, apar și primele victime din rândul iubitorilor sportului alb. Jandarmii montani au intervenit deja în salvarea unei persoane căzută pe pârtie, aceasta fiind transferată la Spitalul Județean de Urgență, dr. Constantin Opriș, din Baia Mare. Mulți turiști au optat pentru a-și petrece ziua de Moș Nicolae pe pârtiile din Maramureș. O parte dintre aceștia a ajuns pe pârtiile din Cavnic. Jandarmii montani din cadrul postului de jandarmi montani Cavnic, împreună cu reprezentanții formațiunii Salvamont Cavnic, au supravegheat foarte atent pârtiile de schi. Din nefericire s-au înregistrat și primele cazuri nedorite. În zona pârtiei Icoana, un tânăr a căzut lovindu-se puternic la genunchi. Ajunși la fața locului, jandarmii și salvamontiștii au acordat
acordat ajutor tânărului de 25 de ani din satul mare. Acesta s-a tăiat cu cantul de la schi sub genunchi. Salvatorii au încercat să îl stabilizeze și mai ales să îi oprească sângerarea. A fost solicitată o ambulanță, iar tânărul a ajuns cu hemoragie la Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș din Baia Mare. Cadrele medicale i-au acordat ajutor fiind supus unor investigații medicale amănunțite. Municipiul Hunedoara a făcut impresie bună și în Spania și asta datorită castelului Corvinilor, a cărui conducere a participat luna trecută la Târgul Internațional de Turism de la Barcelona, acolo unde mai mulți operatori de turism din Europa s-au arătat interesați să includă monumentul în pachetele turistice de anul viitor. În primul rând, Barcelona a însemnat pentru castel o oportunitate de a se promova în străinătate, în afara țării și chiar și în țară, pentru că am avut foarte multe discuții cu agenții din străinătate, așezate geografic lângă România, cum ar fi Polonia, Austria, Serbia, Federația Rusă, dar am avut discuții foarte multe și cu agenții de turism românești prezente în standul României, care au ales să includă în 2016 în oferta lor turistică ca și destinație Castelul Corvinilor de la Hunedoara. Mai mult decât atât, reprezentanții monumentului medieval sunt siguri că prezența la astfel de târguri crește considerabil numărul turiștilor de la un an la celălalt. Castelul Corvinilor a fost prezent în standul României și am avut aproximativ 50 de întâlniri în cele 3 zile cu diverse agenții de turism din țară și din străinătate și estimez că anul viitor un plus de 10-15 mii de turiști doar din aceste întâlniri și discuții avute la Barcelona. Cred că ar trebui continuat și anul următor cu prezența municipiului Hunedoara și a Castelului Corvinilor la târgurile de turism interne și internaționale, pentru că astfel îl faci cunoscută Hunedoara ca destinație turistică. Castelul Corvinilor din municipiul Hunedoara este unul dintre cele mai spectaculoase castele din România și nu numai, care atrage în fiecare an turiștii din toate colțurile lumii. Chiar impresionant. Ne venim de Vărmea vine din Londra, eu din Madrid, facem un tur prin țară, vedem un pic. Și chiar avem o țară foarte frumoasă, ne dăm seama. Da, da, da. Și chiar de moment ce am văzut, ce am apucat să vedem, chiar ne place. Chiar ne place, ne impresionat. Castelul Corvinilor a mai fost prezent și anul trecut la două târguri internaționale de turism, primul fiind la Lugano, în Elveția, iar cel de-al doilea la Londra, unde fosta reședința lui Iancu de Hunedoara a fost singurul obiectiv turistic din România prezentat participanților. După aproape 5 ani de zile, profesorul universitar dr. Lizica Mihuț a câștigat un proces intentat de către Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad și profesorul universitar dr. Aurel Ardelean, președintele acestei universități. Aceștia au considerat că 3 dintre articolele publicate de către profesorul universitar dr. Lizica Mihuț au fost defăimătoare, calomniatoare și insultătoare, cerând despăgubiri de 60.000 de euro. Profesorul universitar dr. Lizica Mihuț, la acea vreme rectorul Universității Aurel Vlaicu din Arad, a publicat în intervalul 2010-2011 o serie de articole în ziarul local Observator. Printre acestea, 3 dintre ele, Universitatea Vasile Goldiș și Monica Tulcan, gânduri la o aniversare și mai poate fi trombonit Aurel Ardelean, au fost considerate de către Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad și de către rectorul acesteia, profesorul universitar dr. Aurel Ardelean, drept calomniatoare și insultătoare. Drept urmare, în martie 2011, reclamanții au sesizat judecătoria Arad ca mai apoi procesul să fie mutat la judecătoria Craiova, pe motivul că nu beneficiază de o judecată imparțială. De acolo dosarul a ajuns și pe masa tribunalului și apoi a Curții de Apel Craiova, care a dat sentința definitivă și irevocabilă, citez. S-a dispus respingerea acțiunii formulate de către reclamanți ca fiind nefondată, după epuizarea tuturor căilor de atac. Am încheiat citatul. Avocatul profesorului universitar dr. Lizica Mihuț, Mihail Popescu, a avut de-a face cu 3 echipe de avocați din partea reclamanților. După aproape 4 ani jumătate, în sfârșit, din punctul meu de vedere, este o victorie meritată și este o victorie reală și adevărată, atât timp cât a triumfat dreptul la liberă exprimare și
Pe de altă parte, s-a arătat că toate cele susținute de către doamna profesor Mihus Lizic au avut o bază factuală reală, s-au raportat la realitatea obiectivă și au fost dovedite pe parcursul litigiului, astfel că respectivele articole incriminate de către domnul Ardelean Aurel și de către Universitatea Vasile Goldiș au fost niște articole ce nu au putut angrena răspunderea dânsei pentru publicarea acestora, întrucât nu a existat nicio faptă ilicită. La finalul procesului, reclamanții au trebuit să plătească cheltuielile de judecată, iar Pârâta, în speță profesor universitar dr. Lizica Mihuț, spune că dorește ca aceste atacuri să se încheie, ea neavând nicio pretenție pe urma procesului. Mă bucur că după 4 ani și 8 luni a luat sfârșit un proces care în fond nu avea niciun obiect în fond. Dovadă că toate acuzațiile de calomnie și insultă au fost considerate ca nefondate. Din punctul meu de vedere, niciodată n-am avut niciun resentiment nici față de Universitatea Vasile Goldi și nici față de domnul Aurel Ardelean, de care ne leagă o veche colaborare. Și vreau să spun că sper ca în sfârșit cu acest proces litigiul nu numai că s-a încheiat, dar și cei care postează din interiorul instituției respective vor înceta postările, pentru că îi cunoaștem foarte bine care sunt ei și eu zic că o relație trebuie să fie una de colaborare, de construcție și nici într-un caz una de demolare care nu onorează pe niciunul dintre noi. A treia ediție a campaniei umanitare Cutia cu suflet, organizată de către Asociația Cetatea Voluntarilor din Arad, a adunat numeroase cadouri pentru copiii ce provin din medii defavorizate. La campanie s-au alăturat școli și grădinițe de pe raza municipiului, dar și numeroși arădeni care doresc să facă o bucurie în prag de sărbători copiilor sărmani. Astăzi, elevii de la Școala Gimnazială Regina Maria, împreună cu Asociația Cetatea Voluntarilor, au adunat cutiile de cadouri și le-au trimis spre centrele de colectare. Pastă de dinți, haine, am câteva geleuri, corn cu ciocolată și... Dulciuri pentru copii? Da. Și pentru cine o să fie cadou? Pentru un băiat de 8 ani. Okay. De ce ai ales să participi la campanie? Ca să ajut și eu. Eu am pus creioane, un penar, niște jucării, o ciocolată. Pentru cine? Pentru un băiat de 7-8 ani. E prima dată când faci un cadou? Nu. De ce ai pentru această campanie? Mi se pare frumos. Eu am pus în cadou haine, jucării și dulciuri. Am pus dulciuri, haine, creioane, perie pentru păr, pastă de dinți, periuță de dinți și cam atât. Am pregătit eu niște hăinuțe pentru copii săraci. Pentru copii săraci. Pentru un băiețel? Sărac. Da? E prima dată când îi dai un cadou? Da. Și te bucuri? Da. Poți ajuta? Da. În proiect s-au implicat toate cadrele didactice ale unității de învățământ, care le-au explicat copiilor cât este de important să-ți ajuți aproapele. Înainte de Crăciun, o mare sărbătoare a întregii omeniri, și copiii noștri trebuie să fie învățați cu spiritul toleranței, cu spiritul de a dărui, și bucuria faptului că a dărui înseamnă mai mult decât a primi. De aceea suntem onorați că facem parte din această campanie împreună cu colegii și cu toți copiii din această școală. Vă dorim sărbători fericite! Inițiatorul proiectului, Ana Maria Neichi, alături de echipa de voluntari, va colecta și în zilele următoare cadourile pregătite de elevii și preșcolarii arădeni. Cutia cu suflet, o campanie aflată la a treia ediție anul acesta din partea Asociației Cetatea Voluntarilor, o campanie în care vrem să sensibilizăm pe toți copiii din județul și municipiul Arad să dăruiască copiilor, iar toate cadourile vor fi îndreptate către cei care se află în risc social sau vor să renunțe la școală din cauza sărăciei din județul Arad. Ne bucurăm că toți copiii au înțeles campania și că, deși suntem la doar a doua săptămână, avem câteva mii de cutii strânse, iar
noi mai avem încă 2 săptămâni. Ne propunem să ajungem la un număr de 6.000 de cutii, de care să ne bucurăm și mai apoi să le putem dărui. Mâine voluntarii vor fi prezenți la grădinița Elefanțelul Alfa, de unde vor colecta cutiile adunate de către copii. De menționat este faptul că la eveniment vor participa și fotbaliștii de la UTA, care îi vor ajuta pe cei mici să decoreze cutiile. Sala Ferdinand din cadrul Palatului Administrativ Arad a fost gazda unui important eveniment științific. Este vorba despre ceremonia de acordare de către Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad a înaltului titlul de doctor honoris causa doctorului Dieter Bethlehem, personalitate marcantă în domeniul științelor medicale europene. Conferențiarul universitar dr. Dieter Bethlehem, șef de secție la riscuri fetale din cadrul Departamentului de Obstetrică și Medicină Fetomaternă, Spitalul General, Universitatea de Medicină din Viena, personalitate marcantă europeană în domeniul științelor medicale, a primit sâmbătă cea mai înaltă distincție academică din partea Universității de Vest Vasile Goldiș Arad. Medicul s-a aflat în municipiul nostru cu ocazia organizării de către UVVG a conferinței internaționale Consilium Semestre Arădian ediția 1, interdisciplinaritate în sănătatea reproducerii, cu participare internațională, unde lectori renumiți din Austria, Serbia, Ungaria și România au susținut lucrări științifice. Profesorul universitar dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest Vasile Goldiș, a subliniat buna colaborare dintre universitate și Universitatea din Viena. Această hotărâre a fost luată exclusiv pe criterii de valoare, respectiv pe baza unor certe și importante realizări în domeniul științelor medicale, în activitatea didactică universitară și în folosul societății al domnului profesor universitar dr. Dieter Bethlehem. Activitatea de medic este completată de o bogată activitate profesională și științifică, formând medici și studenți mediciniști, afirmându-se nu doar în Austria, ci și în Serbia, Muntenegru, Ungaria și România, în cadrul mai multor conferințe, seminarii, simpozioane, școli de primăvară sau toamnă, la care a fost lector. În laudațio, profesorul universitar dr. Tihomir Veinović de la Universitatea din Serbia, care este și doctor honoris causa al UVVG, a prezentat remarcabilele realizări obținute de către profesorul universitar dr. Dieter Bethlehem în tratarea pacienților și cercetărilor realizate în domeniul medicinii, precum și contribuția sa la reuniunile științifice, precum și la formarea profesională postuniversitară a masteranzilor, doctoranzilor și postdoctoranzilor din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș Arad. La rândul său, conferențiar universitar dr. Dieter Bethlehem s-a arătat încântat de distinția și recunoașterea oferită de Universitatea din Arad. Prima activitate a fost practic în cadrul universității, un eveniment la care au participat foarte mulți studenți, care acolo am văzut, pe lângă interesul deosebit manifestat de ei, am văzut foarte multe sări de curs, laboratoare care păreau să funcționeze foarte bine și din câte am văzut au rezultate în domeniul cercetării medicale. În al doilea rând, evenimentul care a avut loc în această sală și aici a fost marcat în primul rând de atmosferă caldă, de prietenie. A fost un eveniment care mi-a tăiat respirația și m-a emoționat foarte mult, acela de a primi titlul de doctor honoris causa, și sunt extrem de onorat că sunt acum un membru al acestei alma mater a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. Creatorii de căciuli tradiționale și moderne din toată țara și-au dat întâlnire la cel mai mare târg de profil din țară, cel de la Blaj. Bâlciul are o tradiție de sute de ani și s-a dovedit a fi unul anul acesta de succes. Sute de oameni au scos bani frumoși pentru căciul de astrahan, vulpe sau nurcă. Cea mai scumpă
timp avem la 500 de euro. Căciulă s-a ales din 15 cel mai frumos. Căciulă de 500 de euro. Și mai lăsăm și ceva de acolo. Uite, la ce oferte, vine. Vine frumos la domnul, așa? La oglindă. Da, cum să? La oglindă la domnul. Nu ai văzut comerciant fără oglindă și îți place căciula? Ia căciula. De sute de ani, cei mai buni căciulari din țară își dau întâlnire la târgul de la Blaj. Oameni veniți și de la sute de kilometri au făcut reduceri pentru a nu rămâne cu marfa nevântută. Am redus prețul la căciul de la 150 la 100. Avem de Moș Nicolae, avem oferta de la 150 la 100. Mai vin să uită și pleacă. Așteptăm să vie. Ce căciulă v-ați luat de la târg? Ui, o căciulă. O căciulă de astrahan. Căciulă originală. Și cât ați dat pe ea? 140. Merită, că sunt originale, doamnă scumpă. O căciulă de asta ține 15-20 de ani. Am adus tot felul de modele, de nurcă, de astrahan. Am adus nurcă argintie, tot nurcă maro. Avem și de astrahan, modele noi, modele tinerești, mai... Pentru toate vârstele avem căciuli originale, doamnă scumpă, și toate prețurile. Și mai ales că e Sfântul Nicolae, astăzi facem o reducere de 50 de lei la reducere. Și avem și de căciuli de vulpe polară. Păi sunt de piele, cele mai bune, scălduroase. Sănătate curată. Faină căciul. E frumoasă căciula. Prețul se vedem echiparat. Târgul este vizitat anual de către mii de oameni. Continuăm monitorul cu o nouă ediție a calendarului de advent, așadar să vedem ce s-a întâmplat în 7 decembrie. What does the invention of the printing press have to do with one of the most beloved Christmas carols of the season? Charles Wesley was known as a great songwriter and poet. He and his brother John were also the leaders of a new movement in the Church of England known as Methodism. In 1739, he published a book titled Hymns and Sacred Poems. One of the lesser-known works in the volume, at least at that time, was a poem titled Hark, the Herald Angels Sing. The poem might have been lost to obscurity had it not been for English musician William Hayman Cummings. As a teenager, Cummings was a member of a choir that performed composer Felix Mendelssohn's masterpiece Elijah at London's Exeter Hall. From then on, Cummings followed the great composer's career, a decision that would one day bring together the lyrics of Wesley with the music of Mendelssohn. The event that inspired Cummings was Mendelssohn's festival song Cantata, written in celebration of the invention of the printing press by Johann Gutenberg. Mendelssohn's composition honoring the invention was first performed in 1840 at a festival in Leipzig, Germany. It would be another 15 years before Cummings would pair the second chorus of the festival song with Wesley's Hark the Herald Angels Sing to create the famous carol. Mendelssohn once said that his festival song should not be used as a basis for sacred music. Thankfully, Cummings ignored the composer's wish. The end result is a song that masterfully brings to life the words of the Old Testament prophets Isaiah and Malachi in its concluding verse. Hail, the heaven-born Prince of Peace! Hail, the Son of Righteousness! Life and light to all he brings! Risen with healing in his wings, mild he lays his glory by, born that man no more may die, pleased as man with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn king. Glory indeed, thanks to the words of Charles Wesley, the music of Felix Mendelssohn, and the genius of William Cummings, this great Christmas carol endures as a joyous story of our Emmanuel and his blessed birth.
Finlanda vrea să înlocuiască toate ajutoarele sociale cu un venit minim garantat de 800 de euro pe lună neimpozabil, care să fie plătit tuturor cetățenilor, indiferent de veniturile acestora. Scopul măsurii este de a încuraja oamenii fără locuri de muncă să accepte și slujbe temporare. Șomajul din Finlanda se află la un nivel record, iar venitul minim ar avea rolul să încurajeze mai mulți oameni să muncească, consideră instituția finlandeză pentru asigurări sociale Kela. Autoarea propunerii relatează publicația The Telegraph. În prezent, mulți șomeri ar câștiga mai puțin dacă ar accepta slujbe temporare, pentru că ar pierde ajutoarele sociale generoase. Peste 10% dintre finlandezii apți de muncă sunt în prezent șomeri, iar procentul crește la 22,7% în cazul tinerilor. Potrivit unui sondaj comandat de Kela, aproape 69% dintre finlandezi sprijină ideea unui venit național minim. Criticii proiectului avertizează că venitul minim ar descuraja oamenii să muncească și ar conduce la creșterea șomajului. Susținătorii măsurii dau ca exemplu alte cazuri în care venitul minim garantat a avut efecte benefice, cum este cel al orașului canadian Dauphin din anii 1970. Pentru mine venitul minim înseamnă simplificarea sistemului de asigurări sociale, a declarat premierul finlandez. Venitul minim garantat va costa Finlanda circa 46,7 miliarde de euro pe an, dacă va fi implementat integral. Kela urmează să propună oficial proiectul în noiembrie 2016. Autoritățile orașului olandez Utrecht intenționează la rândul lor să introducă un venit minim, dar numai pentru beneficiarii de ajutoare sociale. De luna următoare, peste 250 de șomeri din oraș vor primi lunar o sumă de bani, iar efectele măsurii vor fi monitorizate pentru a evalua impactul asupra pieței muncii. Și în Elveția este analizată introducerea unui venit minim garantat la nivel național. În septembrie, Parlamentul a votat cu o largă majoritate o moțiune care cere populației să respingă inițiativa populară pentru un venit minim necondiționat. Cu toate acestea, 49% din populație ar vota în favoarea măsurii la un referendum programat în 2016, potrivit unui sondaj de opinie recent. Turcia și-a exprimat indignarea față de imaginile publicate de presa turcă în care apare un militar rus ce pare să aibă asupra sa un lansator de rachete, în timp ce nava la bordul căreia se afla traversa strâmtoarea Bosfor. Ministrul de Externe a denunțat incidentul drept o provocare. Presa turcă a publicat imagini în care un rus ține un lansator de rachete pe umăr în timp ce se afla pe punte. Relațiile ruso-turce s-au deteriorat semnificativ după ce Ankara a doborât un avion rusesc de război despre care a afirmat că a intrat în spațiul aerian turc. De asemenea, un pilot rus a fost ucis, ceea ce a determinat Kremlinul să reacționeze cu furie și să impună sancțiuni economice. În imaginile publicate de presa turcă apare un militar rus la bordul unei nave cu baza la Sevastopol în timp ce traversează strâmtoarea Bosfor. Etalarea ostentativă a unei rachete de către un militar rus la bordul unei nave rusești de război sau a altor asemenea arme antiaeriene este o pură provocare, a declarat Cavusoglu, citat de cotidianul Hürriyet. Potrivit unui tratat din timpul Primului Război Mondial, Turcia este obligată să permită tuturor navelor să traverseze strâmtoarea care străbate Istanbulul. Strâmtoarea Bosfor este singura cale de acces a flotei ruse la Marea Neagră către Mediterană și Oceanele Lumii. Frontul Național a obținut o victorie în urma primului tur al alegerilor regionale cu aproximativ 30% dintre voturile exprimate duminică în Franța, clasându-se înaintea dreptei aliate cu formațiuni de centru și mult înaintea stângii. Frontul Național se clasează pe primul loc în 6 regiuni și aliații săi în alte 2 regiuni, potrivit unor estimări. Participarea la vot a fost mai mare decât în primul tur al scrutinului din 2010, marcat de un nivel record de absenteism de 53,63%. În total, 49,5% din cei 44,6 milioane de alegători s-au prezentat la urne, potrivit unei estimări IFOP, o mobilizare care a avantajat în principal partidul lui Marine Le Pen, în contextul în care executivul socialist conta pe o mobilizare cetățenească în urma atacurilor de la Paris. Frontul Național își depășește astfel recordul în privința scorului național după cel de 25,25% cu 5,1 milioane de voturi, obținut în martie în primul tur al alegerilor departamentale. Rezultatele de duminică seara confirmă ancorarea locală a partidului lepenist, care și-a stabilit ca obiectiv consolidarea rețelei teritoriale în vederea unei abordări de pe o poziție de forță a alegerilor prezidențiale din 2017. Atât conducerea stângii, cât și a dreptei se confirmă
confruntă cu o ecuație imposibilă în turul 2, subminată prezența extremei drepte. Președintele Uniunii Democraților Independenți, Jean-Christophe Lagarde, un aliat al partidului lui Sarkozy, a făcut notă discordantă, îndemnând listele plasate pe poziția a treia să se retragă în virtutea bunului simț democratic și republican. Marine Le Pen a salutat un rezultat magnific al singurului front cu adevărat republican, o aluzie la frontul republican, de acum abandonat de dreapta și respectat cu greu de stânga. Francezii sunt chemați să desemneze conducerea altor 13 regiuni față de 22 anterior și a 4 departamente de peste mări. Ei aleg 1903 de consilieri regionali. Listele creditate cu cel puțin 10% din sufragiile exprimate se pot menține în turul 2 și au posibilitatea să fuzioneze cu cele care au obținut cel puțin 5% din voturile exprimate. Iar acum să vedem cum va fi vremea în următoarele zile. Marți cerul va avea norări în cea mai mare parte a țării, dar cu precădere în zonele joase de relief, unde local, mai ales dimineața și noaptea, se va semnala ceață asociată izolat cu burniță. Izolat, în special în centru, vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 11 grade, iar minimele între minus 4 și 4 grade, mai scăzute în depresiuni spre minus 7 grade. Miercuri în vestul, sudul și sud-estul țării, în cea mai mare parte a intervalului, nebulozitatea va persista și pe arii restrânse, în special noaptea, vor fi și ploi slabe. În restul teritoriului, înorările se vor accentua treptat, îndeosebi în cursul nopții, când în zona montană vor fi precipitații slabe, mai ales ninsori. Vor fi condiții de polei, vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 9 grade, iar minimele între minus 5 grade în depresiuni și 5 grade pe litoral. Cu precădere în orele dimineții, pe arii restrânse va fi ceață. Joi cerul va fi mai mult noros și în majoritatea regiunilor se vor semnala precipitații slabe trecătoare. În nord și în centru acestea vor fi mixte, în zona montană va ninge, iar în rest vor predomina ploile. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 9 grade, iar minimele între minus 4 și 3 grade. La știrile din sport aflați ultimele noutăți din fotbal, basket, handbal și rugby. UTA Bătrâna Doamna a reușit o remisă în deplasare de la Râmnicu Vâlcea și încheie turul pe locul 3 în Liga 2. La final, antrenorul Roland Nog s-a declarat mulțumit de rezultat. Cu sigur, șansa face parte din joc, la penaltiul, deci a fost o inspirație a lui Miron și asta cale felicit și pe Miron și echipa pentru spiritul de sacrificiu ce a dat dovadă cu un joc în special epiza a doua sub ceea ce ne-am dorit. Cum am spus, rămâne satisfacția punctului. Și cele două echipe care, într-adevăr, au avut un parcurs pozitiv și pe această cale îl felicit din nou pe Alex și transmit lui și echipei și tuturor iubitorilor fotbalului sărbători fericite, pentru că vine o vacanță bine meritată și la noi s-a văzut oboseală. Unul jucători care au dus greu acestui campionat și al Cupei României, în care am fost angrenați, și rămâne satisfacția podiumului și obiectivului care îl avem la anul, cele 8 jocuri, 8 finale, care le considerăm, pentru a accede în play-off. Ăsta e obiectivul nostru. Și din joc în joc mergem să scoatem maximum. E adevărat, în ultimele deplasări, din păcate, am reușit doar 2 egaluri, la Telungen și aici, și 2 înfrângeri la Mioveni și Gazmeta Medeș. Dar face parte să mai fie și un parcurs puțin ieșit din formă, să zic așa, și aspectul ăsta important e ocuparea locului 3 pe podium și ne obligă ca după anul nou și când începem pregătirile să muncim, pentru că de asta au dat dovadă echipa mea și îi felicit pe această cale pentru tot acest campionat și acoperi omenirea parcursului până la ultima etapă, înainte de sfârșitul de anul. Cu această remisă, CSM Râmnicu Vâlcea încheie anul pe locul 2 în clasament. Cred că și noi și UTA ne-a ridicat în multe momente la nivel de derby, pentru că au fost destul de multe faze de poartă, faze frumoase, un joc agreabil, cred eu, și disputat.
chiar dacă nu a fost întotdeauna luciditate pe ultima pasă sau pe decizia finală sau la finalizare, pe execuția asta, și datorită faptului că și terenurile în momentul ăsta nu mai sunt chiar foarte, foarte bune. Cred că devotamentul și dăruirea și ambiția cu care s-a jucat a compensat această lipsă de luciditate. Felicit jucătorii ambelor echipe, îmi felicit jucătorii pentru efortul depus, pentru faptul că au reușit să joace în așa fel încât să nu primească gol, în primul rând pentru că UTA era o echipă cu foarte multe goluri marcate și o echipă care are un atac foarte, foarte periculos, în special în deplasare, pentru că au jucători de viteză în atac, și aici mă refer la toți cei patru: Strătilă, Hlistei, Rus și Curtuiuș. În partea din tur, scorul final de cele două echipe a fost 1-1. Viitorul Constanța a învins ACS Poli Timișoara de două ori în actualul campionat. Prima dată pe teren propriu într-un meci care a dus la demisia lui Alexa, a doua oară sâmbătă seara pe stadionul Dan Pătinșanu cu 2-1. După părerea mea, după cum s-au desfășurat ostilitățile în teren, meritam un egal. Prima repriză, am făcut o primă repriză foarte bună, ținând cont de faptul că am întâlnit o echipă foarte bine organizată, o echipă agresivă, o echipă cu un joc elaborat. Am înțeles că penaltii n-a fost. A fost suficient să facem acea greșeală în a doua repriză pe zona centrală, și Florin Cernat, care este un jucător de mare calitate, a făcut diferența și vedeți că a fost decisiv în această seară. Fericit! O muncă făcută bine, inspirați în această vară, deciziile care le-am luat, începând cu Florin. Am decis să nu jucăm fără Noar, cu nouă fals. Tot stilul nostru de joc și tot ce am antrenat s-a văzut. E un moment fericit al nostru, fericit băieții. Noi cred că avem și noi meritul nostru de i-am făcut să înțeleagă să joace colectiv, să respecte principiile de bază care sunt ofensive, defensive, și în acest moment normal că putem să ne gândim la mai mult, pentru că am arătat că suntem o echipă bună, într-o deplasare foarte grea, am luat 3 puncte, cu o echipă care e foarte greu, era în formă, puternică acasă, marca goluri, cu jucători care foarte buni la finalizare, cu experiență. Eu zic că am analizat bine și cu șansa care n-am avut-o în alte meciuri, am câștigat acest meci. Cred că în alte meciuri am avut mai multe ocazii, astăzi puține care am avut, am luptat mai mult, ne-am bătut și ce să zic. De acum o să ne gândim acolo sus, să ne batem sus. La pauza meciului, clubul ACS Poli Timișoara a acordat o serie de diplome pentru mai multe foste glorii ale fotbalului timișoran, cu ocazia sărbătoriei a 94 ani de la înființarea clubului sportiv al Politehnicii Timișoara. Pe lista celor mai premiați s-au aflat Ion Veionescu, Viorel Boiț, Valentin Caraevan, Emeric Dembrovski, Viorel Vișan, Dănuț Lața, Iosif Rotariu, Remus Steop, Dan Alexa, Valentin Velcea și Ion Timofte. Bucurie mare duminică seara la sala Constantin Jude, acolo unde Politehnica Timișoara a învins Steaua București în prima ligă de handbal masculin. De această dată, finalul de partidă nu a fost unul ratat pentru timișoreni, echipa învingând la 2 goluri. Pentru prima dată, Poli s-a detașat pe tabelă la jumătatea primei reprize, la 8-5. Steaua recuperează și galează, dar pe final Poli revine și intră la pauză cu 14-11. Situația nu s-a schimbat în partea a doua a partidei, Politehnica a dominat, Steaua a reușit să revină, chiar și să preia conducerea, dar gazdele au avut un final mai bun și au învins. Cu 10 minute înainte de finalul partidei, Steaua a preluat conducerea la 25-26 și se părea că vom asista la aceeași partitură din ultimele meciuri, când albi violeții pierdeau totul în ultimele minute ale meciului. Din fericire, nu a fost așa și Timișoara a preluat conducerea și a învins cu 28-26, aceasta după o intervenție bună a portarului Daskalovski și un gol final realizat de Fenici. Cele mai multe goluri timișorene au fost reușite de Irakli Chicovani cu 8, urmat de Fenici cu 6 goluri, Grigora și Lasica cu 5. A fost un meci frumos. Din nefericire l-am pierdut. Consider că noi l-am făcut cadou din nou și sunt extrem de supărat pe
unii dintre băieți, pentru că nu mi se pare normal, este nu știu câta oară când fac aceste greșeli pe final de joc și pierdem meciul. Va trebui să luăm măsuri, ori eu, ori cine este în măsură, pentru că nu mi se pare normal să muncim un meci întreg și să avem atâta irresponsabilitate pe final de meci. În rest, pot să spun că atitudinea lor a fost bună. Mi-a plăcut tot ce înseamnă Timișoara, echipa la care eu țin foarte mult și mi-a plăcut tot timpul. Am relații speciale cu oamenii de aici. Trebuie să mergem mai departe și să vedem ceea ce avem de făcut, pentru că ne așteaptă în continuare meciuri grele. Da, ne-am dorit foarte mult victoria astăzi, mai ales că în tur la ei am făcut un meci slab. Nu știu dacă au fost mai buni ca noi, dar am pierdut. Am jucat foarte prost și chiar după meciul din tur, pot să zic că îi așteptam să jucăm la noi acasă. Ce să zic, ne-am dorit foarte mult victoria, mai ales din punctul de vedere al situației prin care trecem, pentru că nu e o situație prea bună pentru noi. Au fost multe discuții, multe promisiuni care până acum nu s-au concretizat. Pentru noi e dificil să luptăm și să ne antrenăm zilnic 100%, să jucăm 100% și sperăm, cum a zis și Pero, să vină și din alte părți să ne susțină. Astăzi țin să mulțumesc publicului, sala a fost fenomenală, galeria care n-am mai văzut-o de anul trecut. Păcat că nu mai avem meciuri acasă, dar îi așteptăm la anul. Și chiar îmi pare rău, poate că nu am făcut mai mult în meciurile precedente să fim acolo sus. Actuala ediție a turului de campionat s-a terminat pentru Basket Cup Timișoara cu o nouă înfrângere. De această dată, deplasarea la Steaua București, acolo unde au pierdut cu scor de 85-64. Steliștii au dominat meciul de la început, prima repriză au câștigat-o cu 23-11, iar cea secundă cu 27-22, deci la pauză diferența era deja semnificativă, 50-33. Sferturile 3 și 4 au ieșit bine pentru Basket Cup Timișoara, doar 2 puncte minus față de bucureșteni, 17-15 și 16-18. În lipsa lui Subotici, cel mai bun marcator a fost Geapa cu 17 puncte, urmat de Jelenici cu 13 și Dungerbis cu 11. Meciul de la București a fost ultimul al turului, unul care lasă Basket Cup Timișoara la capătul clasamentului. Monitorul se încheie aici, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la ora 21:30 pentru un alt grupaj informativ. Să aveți o seară liniștită. La revedere!